cu propulsie prin aplicare efectului cuantă. Sunt convins că publicul nostru e interesat să afle ce este de fapt acest sistem de transport. Este primul sistem unde propulsia nu se face prin vehiculul, sau adică roțile sunt motrice, și vehiculul nu este, cum se vede aici, este un container care este vehiculul de deplasare. Toată forța și toată energia necesară pentru transport este exterioară și nu se aude în interior nimic. Este un joc de depresiune și depresiune. În centru, aici, se face un vid, datorită efectului cuantă. Acest vid suge aerul și, în același timp, containerul, vagonul, care îi dă o impulsie. Îndată ce a trecut acest punct, necesitatea energiei nu mai există și rămâne înmagazinată în inerția vehiculului, care este aspirat de cealaltă instalație, care se găsește la 600-800 de metri mână de alta. Aerul se deplasează cu 200 de metri pe secundă foarte ușor. Și, în urmare, dacă această viteză este imprimată vehiculului care este suportat de acest tub de aer, încet cu încet, cu accelerație mare, acest vehicul atinge această viteză. Fiind într-un tub, nu e niciun pericol. Se poate ca personal, oamenii să nu le placă să fie într-un tub multă vreme, dar sub altă formă e stau la metrou la Paris, câte 40 de minute sub pământ și nu zic nimic. Și n-au vitezele care le avem, bineînțeles. Am făcut câteva încercări cu machete. La început o să transport, mai ales corpuri solide, dar nu corpuri care trăiesc, pentru că accelerația fiind așa de mare, e greu să imprimi această accelerație la elemente care trăiesc. Se distruge tot. Avem 43,3 G, care este o accelerație fantastică. Dar pentru ca să fie economic, mai bine mă servește această accelerație pentru transportul mărfurilor, și încetul cu încetul să las vehiculele normale de pasageri să meargă pe șosele, iar vehiculele grele să dispară, căci am impresia că camioanele sunt un pericol mare pentru șosele, pentru circulația în general. Aici vedeți o încercare, un proiect care sper să meargă cât mai iute și cât să fie realizat în foarte curând. Aș vrea să vă pun o singură întrebare acum la sfârșit. Ca să poată înțelege oricine, de fapt, ce reprezintă acest proiect, ce înseamnă viteze foarte mari, cât ar dura, să spunem, transportul unui container prin acest sistem tubular, pe distanță cunoscută de toată lumea, București-Ploiești? Cam vreo 7-8 minute.